Doamne, Dumnezeule atotputernic, îți mulțumesc pentru protecția pe care mi-o ofer permanent, fără ca eu să știu. Îți mulțumesc că mi-ai creat un corp eteric, invulnerabil. Până la sfârșitul vieții pământești, care este închinată ție. Te rog, Doamne, Dumnezeule atotputernic, trimite lumina ta să purifice toate spațiile intercelulare ale corpului meu, pentru ca eu să pot fi așa cum tu m-ai creat. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule atotputernic, pentru desăvârșirea alcătuirei ființei mele, fie ca lumina ta să protejeze fiecare celulă a trupului meu de acum și până la sfârșitul acestei vieți pământești închinată ție. Doamne, Dumnezeule atotputernic, îți mulțumesc pentru armonia sa, alcătuirea a ființei mele, fie ca toate celulele, țesuturile, organele, glandele, aparatele și sistemele corpului meu să fie în armonie unele cu celelalte, așa cum tu le-ai creat pentru slava ta. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule atotputernic creator, a tot ce există, că trupul meu fizic corespunde perfect creației tale, respectând veșnic voința ta. Doamne, Dumnezeule atotputernic, Doamne Iisuse Hristoase, Sfinte de viață Făcătorule, trimite-mi, te rog, ființe mele întrupate, iubirea de viață, pentru a putea face mai bine, în numele Sfintei Treimi pe Pământ. Îți mulțumesc, Mamă Pământ, planetă vie, care mă găzduiești, mă ocrotești, mă hrănești și mă sprijini pentru a-mi îndeplini misiunea. Îți dăruiesc, iubirea mea, puritatea ființei mele și viața mea pentru slava lui Dumnezeu și instaurarea împărăției sale pe pământ. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru hrana pe care o dai tuturor corpurilor mele în fiecare zi, pentru buna asimilare și folosirea optimă a energiei prin hrană vie. Îți mulțumesc, planetă vie, pentru că preiei toate rezidurile eliminate din corpul meu fizic și de corpurile mele subtile, purificându-le și ținându-ne în armonie întreg echilibrul meu a creației divine pentru instaurarea împărăției sale pe pământ. Doamne atotputernic, îți mulțumesc pentru aerul pe care îl respir și pe care tu l-ai creat ca sursă a vieții mele, închinată slujirii tale. Toate corpurile mele sunt pure, așa cum Tatăl mi le-a creat. Prin tot ceea ce gândesc, simt, spun, fac, mențin puritatea universală. Doamne atotputernic, Tu, creație divină, purifică corpul meu, străbate întreg organismul meu cu lumina Ta, să circule prin fiecare arteră, prin fiecare venă, după cum inima mea este plină de iubire și pură, necondiționată. Mulțumesc,
Mamă Pământ, pentru tot ceea ce faci pentru mine. Îți mulțumesc pentru că îmi transform toate rezidurile energetice. Ritmul vieții mele este integrat în ritmul universului. Niciun gând, nicio faptă, niciun cuvânt, niciun sentiment al meu nu perturbă armonia universală. Doamne, îți mulțumesc că sunt sănătos în această zi a vieții mele și în toate zilele ce vor urma. Căldura trupului meu provine de la căldura ta, mărită soare. Sănătatea trupului meu din lumina razelor tale, lumină divină solară. Lumina ochilor mei este reflectată de lumina sufletului meu. Ochii mei primesc de la soare lumina, îmi hrănesc cu ea toate corpurile. Eu sunt lumină. Corpul meu mental e o sănătate perfectă. Toate procesele psihologice, psihice, reflectarea lor în corpul fizic se desfășoară conform voinții divine, a sinelui meu superior conectat la corpul meu mental. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că pot auzi manifestările lumii fizice înconjurătoare, fie ca și sufletul meu să audă vibrațiile lumii în care trăiesc după cum este voia ta. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că pot mirosi tu care ai înzestrat entitățile de lumină din regnul vegetal să mă protejeze de toate mirosurile urâte emanate în lumea fizică. Fie ca sufletul meu să perceapă parfumurile lumii subtile, după cum este voia ta. Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc că ai materializat în ființa mea întrupată capacitatea de a simți gustul hranei pe care o dau sufletului meu. Fie ca această senzație să se extindă și la nivelul sufletului meu, în așa fel încât să pot simți gustul fără să depășesc măsura și fără să înghit înainte de a simți gustul. În măsura în care aceasta este spre voia ta și a sinului meu superior. Îți mulțumesc, Doamne Atotputernic, că ai materializat în viața mea întrupată capacitatea de a simți cum este tot ce ating cu palmele mele. Dă-mi, rogu-te, conștientizarea a ceea ce percep palmele mele astrale, atât cât este voia ta și a sinelui meu superior. Toate corpurile mele absorb în voia Tatălui Ceresc energia aerului și a apei, a luminii, a hranei, a muzicii, a parfumurilor în armonie cu alcătuirea divină a sufletului nemuritor. Lumină divină purifică toate celulele creierului meu eteric după voia Tatălui Ceresc. Activitatea mea mentală este din ce în ce mai intensă, pozitivă, conectată cu mentalul divin, prin tot ceea ce gândesc, împlinesc voia Sfintei Treimi. Sufletul meu se exprimă prin cuvintele
dăruite oamenilor prin logosul divin. Mintea mea desăvârșește forma cuvintelor, spiritul meu dă sens, claritate exprimării, gura mea pronunță corect, cu blândețe, cuvintele. Inima mea este izvorul iubirii și compasiunii pe care le-a transmit în tot ceea ce spun prin cuvinte. Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc că sufletul meu se poate exprima prin fiecare mișcare firească, pură și liberă a corpului meu în fiecare zi pe care mi-o dăruiești în această dimensiune fizică. Ființa mea întrupată te slăvește pe tine, Doamne, prin fiecare mișcare a trupului meu. Numai datorită ție, trupul meu se poate mișca, deplasa, manifesta în această dimensiune. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, pentru desăvârșirea alcătuirea trupului meu. Lumină divină, purifică apa din toate țesutele trupului meu. Regenerează-mi și revitalizează-mi toate celulele după cum este voia Sfintei Trăimi. Toate mișcările corpului meu fizic sunt elastice și îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule Atotputernic, pentru desăvârșita alcătuirea ființei mele. Mulțumesc Tatălui Ceresc pentru pielea mea sănătoasă, pentru puritatea celulelor mele, pentru respirația pielii, care e totul conform voinții divine, toate celulele au capacitatea continuă de a se reface. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru sănătatea, vitalitatea, elasticitatea, suplețea, frumusețea părului meu. Estetica trupului va corespunde perfect voinței tale divine. Îți mulțumesc, Doamne Atotputernic, pentru sănătatea, frumusețea și rezistența unghiilor mele. Doamne Dumnezeule Atotputernic, îți mulțumesc pentru sănătatea maxilarelor, gurii mele, gingiilor. Trupul meu fizic perfect integrat în condițiile planetei pe care sunt întrupată, toate structurile corpurilor mele subtile sunt perfect adaptate la condițiile vieții pe care o trăiesc acum din voință divină și după planul sinelui meu superior. Eul meu superior se manifestă în ființa mea prin capacitatea de a comunica cu Dumnezeu, cu entitățile superioare, cu oamenii și cu întreaga creație, exprimându-mi sufletul nemuritor. Prin conectarea permanentă la sinele meu sacru, percep corect realitatea sub toate aspectele ei. Toate structurile și corpurile mele sunt permanent echilibrate din voința divină a Sfintei Trăimi. Sufletul meu este iubire. Toate structurile mele transmit iubirea întregii creații. Toate gândurile, sentimentele, acțiunile și cuvintele mele sunt pline de iubire din sufletul meu. Ca ființă întrupată din voința divină, îmi manifest libertatea sub toate formele ei, în toate alegerile pe care le fac, călăuzit de euul meu superior. Sinele meu sacru se manifestă permanent prin toate gândurile, cuvintele, sentimentele și acțiunile mele, fiind una cu sufletul meu nemuritor. Doamne Dumnezeule Atotputernic, canalizează, rogu-te, virtuțile divine în ființa mea, pentru ca eu să pot redeveni așa cum tu m-ai creat.
și crucea eterică a ființei mele să fie completă și luminoasă, cu lumina sufletului meu ce vine din lumina ta. Inima mea este plină de iubire, ce o dăruiesc întregii creații. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut din iubire. Numai iubirea ta este iubirea adevărată. Sufletul meu este plin de bunătate, pe care o manifest față de întreaga creație. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut din bunătate. Numai bunătatea ta este bunătatea adevărată. Toată ființa mea este plină de sfințeniei. Numai sfințenia divină este sfințenia adevărată. Inima mea este pură. Puritatea inimii mele se revarsă către întreaga creație. Lumina divină purifică permanent inima mea. În tot ceea ce fac, sunt inspirat de divinitate. Gândurile și acțiunile mele sunt benefice, constructive, reprezentând mereu voința divină. Inima mea este plină de compasiune, pe care o manifest față de întreaga creație. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ești izvorul compasiunii din inima mea. Numai compasiunea ta este compasiunea absolută. Sufletul meu este plin de devotament față de divinitate și de toți semenii mei. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că îmi dai puterea de a te sluji și de a-i ajuta pe toți cei care au nevoie de ajutorul meu, făcând prin aceasta numai voința ta. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că manifesti prin ființa mea binele absolut. Toate gândurile și cuvintele mele sunt pline de optimism. Îți mulțumesc, Doamne, că mă ajuți să văd partea bună a fiecărei situații și să împlinesc lucrarea ta în tot ceea ce fac eu pe pământ. Toate gândurile, cuvintele, faptele mele au ca țel binele cel mai înalt al semenilor mei pentru a contribui cu toții la instaurarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Îți mulțumesc, Doamne, pentru gândurile mele pozitive și pentru lumina cu care îmbraci permanent viața mea închinată slujirii tale. Îți mulțumesc, Doamne, pentru încrederea în mine însumi pe care ai sădit-o în sufletul meu. Este o cale pentru a mă cunoaște, cunoscându-te pe tine, prin mine și pe mine, prin tine. Inima mea este plină de curaj pe care îl dovedesc în toate acțiunile mele. Simțind protecția ta, Doamne, nu mă tem de nimic, știind că tu ești permanent în mine. Îți mulțumesc, Tatăl Creator, pentru scânteia divină pe care ai sădit-o în sufletele tuturor, făcând ca noi toți să fim unul. Sufletul meu te slăvește pe tine, Doamne, Dumnezeul meu atotputernic, fără să uite vreodată de unde a venit și unde trebuie să se întoarcă. Ființa mea nu se pleacă decât în fața singurului stăpân pe care îl recunosc, Domnul Dumnezeul meu atotputernic. Calea este dreaptă, sunt ferm în tot ceea ce gândesc și spun, simt și fac din voința divină a Tatălui Creator. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că pot vedea așa cum vezi Tu tot ceea ce este creația Ta. Credința mea în Tine, Doamne, Dumnezeule unic, atotputernic, este nestrămutată și la fel de puternică precum o
flacără vie, arde în sufletul meu și dacă tu vezi lumina, nu trebuie să dovedesc nimănui credința mea în tine. Integritatea îmi caracterizează comportamentul corespunzător sufletului meu și acțiunilor supuse voinții divine. Calea mea este dreaptă, sunt ferm în tot ceea ce gândesc, spun, simt și fac, din voința divină a Tatălui Creator. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat infinită putere creatoare a gândului, fie că eu o folosesc conștient pozitiv spre binele suprem. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt permanent conștient de greșelile mele și că mă ajuți să nu mai repet ceea ce conștientizez ca nerespectând legile tale. Sufletul meu este plin de blândețea pe care o manifestă în toate cuvintele, gesturile mele. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, pentru blândețea pe care mi-o dai. Numai blândețea ta este blândețea adevărată. Îți mulțumesc, Tată Creator, pentru memoria cu care m-ai înzestrat și pentru capacitatea de a avea memoria spiritului meu atât cât este voia ta. Îți mulțumesc, Tată Creator, pentru inteligența cu care m-ai înzestrat și fie că eu s-o folosesc la capacitate maximă pentru a putea îndeplini lucrarea spiritului meu în această viață întrupată. Sufletul meu este plin de pacea care se revarsă din el către toate ființele. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ești izvorul păcii sufletului meu. Numai pacea ta este pacea adevărată. Sufletul meu iartă orice greșeală cu înțelegere, iubire, compasiune. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că îmi dai puterea de a ierta, căci numai tu știi să ierți greșelile oamenilor. Dreptatea se manifestă în toate gândurile și acțiunile mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut din dreptate. Numai dreptatea ta este adevărata dreptate. Toate gândurile și acțiunile mele se manifestă în adevăr. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai făcut în adevăr. Numai adevărul tău este absolut. Îți mulțumesc, Doamne, că dai gândurilor mele înțelepciune. Numai înțelepciunea ta este adevărata înțelepciune. Îți mulțumesc, Doamne, că toate gândurile și acțiunile mele sunt echilibrate. Echilibrul din sufletul meu se reflectă în toate structurile corpurilor mele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru ordinea din sufletul meu. Ea se reflectă permanent în ordinea din mediul în care trăiesc. Armonia ființei mele se reflectă în armonia vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt în armonie cu întreaga creație și cu mine însumi. Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeule atotputernic, că ai dat sufletului meu capacitatea de a înțelege că fiecare ființă se manifestă conform nivelului său evolutiv. Duieșia sufletului meu se reflectă în toate cuvintele și gesturile mele. Îți mulțumesc, Sfântă Fecioară, că ești izvorul duieșiei din sufletul meu. Numai duieșia ta este adevărata duieșie. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mă ajuți să iau decizii corecte și alegerea mea să fie întotdeauna după voința ta.
Calmul sufletului meu se reflectă în cuvintele și gesturile tale. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, pentru calmitatea pe care o dăruiești mereu sufletului meu. Îți mulțumesc, Tată Creator, că m-ai înzestrat cu capacitatea de a-mi asuma și de a fi răspunzător de toate gândurile, de gesturile pe care le fac, de intențiile mele, de faptele mele. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înzestrat cu calitatea de a-mi respecta hotărârile, angajamentele, promisiunile făcute ție și mie însumi și semenilor mei. Bunul simț original al sufletului meu se reflectă în comportamentul meu firesc, în respectul pe care îl manifest față de ceilalți, față de mine însumi. Îți mulțumesc ție, Doamne, și părinților mei. Invocare a Spiritului Divin pe care eu o fac în fiecare clipă, te invoc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înzestrat cu calitatea de a mă abate din drum și de a atinge scopul în toate acțiunile mele, inspirate doar de tine. A mă abate acolo unde nu este bine și a nu mă abate acolo unde este inspirația ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru voința pe care o manifesti în tot ceea ce fac în viața închinată ție. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai înzestrat cu corectitudine pe care să o manifest în relațiile cu semenii mei și față de mine. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat capacitatea de a comunica semenilor mei ceea ce simt. Răbdarea sufletului meu se reflectă în toate gesturile, cuvintele, acțiunile mele. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ești izvorul răbdării. Numai răbdarea ta este răbdarea adevărată. Exigența sufletului meu este inspirată de toate acțiunile mele. Îți mulțumesc, Doamne, pentru nevoia de a atinge perfecțiunea cu care m-ai înzestrat. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristos, pentru spiritul de sacrificiu pe care l-ai sădit în sufletul meu și se manifestă în toate situațiile în care este nevoie de ajutorul meu, sub orice formă ar fi aceasta. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ești izvorul nobleții sufletul meu. Numai nobleția ta este noblețea adevărată. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, pentru tot ceea ce îmi dăruiești. Îți mulțumesc, Tatăl Creator, că ai sădit în sufletul meu capacitatea de a admira întreaga ta creație, văzându-te în toate pe tine. Văzându-mă în tine, îți mulțumesc, Doamne, pentru capacitatea de a-mi controla gândurile, emoțiile, sentimentele și gesturile în fiecare zi a vieții mele. Îți mulțumesc, Doamne, atotputernic, că îmi dai voința de a evolua permanent, fără să mă complac în mulțumirea de sine a eu-ului meu inferior. Liniștea sufletului meu se reflectă în liniștea ființei mele, a gândurilor, cuvintelor mele, gesturile mele. Îți mulțumesc, Doamne Iisuse Hristoase, că ești izvorul liniștii mele. Numai liniștea ta este liniștea adevărată. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule Atotputernic, că sunt conștient de toate calitățile și defectele mele. Iubirea și iertarea ta mă ajută să transform toate defectele mele în calități și sentimentele mele negative
în sentimente pozitive pentru a deveni așa cum Tu m-ai creat. Îți mulțumesc, Doamne, atotputernic, că m-ai făcut din iubire, bunătate, adevăr, dreptate, înțelepciune, fie ca eu să manifest conștient aceste virtuți față de întreaga creație, făcând numai voia Ta pentru a contribui la instaurarea împărăției Tale pe pământ. Facă-se voia Ta, Doamne, pentru că eu sunt creația Ta divină, eu sunt ceea ce sunt.